Consilierii județeni și-au votat în unanimitate salariile. Aceștia și-au mărit indemnizațiile cu maximul prevăzut de lege. Vor lua 10% din indemnizația președintelui Consiliului județean. Mai exact, aceștia vor primi lunar pentru fiecare ședință la care vor participa 1300 de lei. Consilierii vor avea 10% din indemnizația președintelui Consiliului județean. Tot astăzi a fost votată și egalizarea salariilor angajaților Consiliului județean, precum și a unor angajați a instituțiilor din subordine. Dacă vorbim de aparatul propriu al Consiliului Județean, salarizarea este cea din februarie. În februarie, salariile angajaților Consiliului Județean crescuseră o dată cu 20% printr-o ordonanță a Guvernului României. De asemenea, printr-o decizie a Curții Constituționale, acestea au fost ridicate la nivel de plafonare în maximul familiei salariale. Deci în acest moment, pe noua legea salarizării, noi nu am putut decât să certificăm niște salarii care ei le loc deja din februarie. Aceste majorări s-au făcut în baza legii salarizării unitare din sistemul bugetar, care prevede creșterea etapizată a salariilor bugetarilor până în 2022.